hai să trăiți bine. Am să vă plimb puțin prin cartier, pentru că am decis pentru astăzi să creez acest filmuleț, deoarece am descoperit în ultima vreme în traficul american o nouă problemă. Am o față de bindor turtit, deoarece noaptea trecută am petrecut alături de comunitatea românească alături de o parte din comunitatea românească de la Chicago și am sărbătorit cu mii și bere, astfel că vă rog să nu mai trimiteți mesaje de genul, adică să mă întrebați dacă mi-este dor de bucatele românești, pentru că vreau să vă spun că aseară s-a produs un adevărat carnagiu. Cel ce a organizat petrecerea a considerat că o persoană trebuie să mănânce pe parcursul la câteva ore cel puțin 10 mici, 6 cârnați, 7 pulpe, 8 fleici și să bea cam 10-12 beri, 3 butelii de vin, o sticlă de whisky de persoană. Deci vă dați seama ce... cam cum s-a desfășurat această petrecere. Bineînțeles că am gustat din toate, am făcut puțin și abuz și acest lucru se vede și pe fața mea. Am să-mi continui plimbarea prin cartier și nu știu dacă puteți observa, pe străzile din zonă nu sunt bănci, nu stă nimeni pe laiță, ca la noi la România, să privească la cei ce... L-am salutat pe vecinul. Nici duminica văd că nu are stare. S-a apucat să tundă niște tufe. În fine, e treaba lui. Așa cum vă spuneam, nu sunt bănci, nu sunt laițe. Juveții ăștia sau cum pui mei să le zic, ori dorm, ori îți plecați la cumpărături sau prin concedii. Nimeni nu stă pe laiță ca la noi la țară să privească la cel ce trece pe stradă. Ok, am descoperit o problemă în traficul american și vreau să dezbatem puțin subiectul astăzi. N-am să lungesc foarte mult vorba, pentru că spațiul alocat acestui filmuleț este destul de mic. Deci, în ultima perioadă, foarte mulți bărbați apelează la unele operații estetice. Sau, ce știu cum mai pot fi denumite ele. De exemplu, citim pe internet... Am observat că cel puțin 5% din masculi se gândesc să-și facă operație de sex pentru că partenerele lor nu sunt foarte mulțumite de aportul lor sexual. Ok. Eu le-aș recomanda acestor bărbați că ar fi mai bine să se gândească să renunță la operația de alungire a sexului. De alungirea sexului, pentru că cel mai bun lucru pe care l-ar putea face aceștia ar fi să își prelungească limba, deoarece acest organ vital vieții noastre, la un moment dat, își face treaba foarte bine de la o anumită vârstă. Sper că nu v-ați gândit la prostii, eu m-am gândit la altceva, în sensul că, circulând toată ziua pe drumurile americane, am observat că foarte multă lume folosește limba pentru a... Stați mă puțin să vedem dacă pot să rostesc expresia. Pentru a dezgunoi nările pline de muci. Este o chestie scârboasă, dar adevărată și vă spun sincer că nu există semafor la care să mă opresc ca cineva să nu-și introducă un deget într-o nară să-și scoată gunoiul de acolo. Am ajuns acasă, între timp am să și parchez mașina, pentru că plimbarea a fost foarte scurtă, deoarece am niște amețeli îngrozitoare și nu vreau să risc o neplăcere în trafic. Mai bine să stăm pe loc și să povestim în continuare. Deci, așa cum vă spuneam, le-aș recomanda bărbaților să-și facă o prelungire de limbă în schimbul alungirii sexului, pentru că limba poate fi utilă de la o anumită vârstă foarte mult. Eu am încercat să văd dacă ajung cu... N-am putut, după cum vedeți, dar am încercat să văd dacă ajung cu limba până în nară, deci aș putea fi pe lista celor care mi-aș putea face o operație de alungire a limbei. N-am să fac acest lucru, dar mă gândesc că totuși pentru
cei, așa cum vă spuneam, că vor să-și prelungească, să-și alungească sexul, organul sexual ar fi mai utilă această prelungire a limbii. Ar putea face două lucruri deodată, adică nu în același timp, dar ar rezolva două probleme și poate operația de alungire a limbii ar fi mai puțin costisitoare. Nu știu dacă ați înțeles despre subiectul de astăzi. Zilele trecute când mi-am propus să fac acest filmuleț aveam un avânt deosebit, dar acum după noaptea de pomină pe care am petrecut-o mi-am mai redus puțin elanul. Încă simt efectul micilor și al berii, așa că mă opresc aici pentru nu a spune mai multe lucruri neplăcute. Ne revedem peste 2-3 luni cu următorul filmuleț. Până atunci vă invit să stați alături de mine pe blog, pentru că voi publica în continuare articole scrise. Vă doresc un weekend plăcut în continuare și o săptămână minunată, căci avem nevoie de să ne pregătim pentru concedii și deja mulți dintre voi v-ați făcut planuri de vacanțe și eu am un plan, dar voi vorbi la momentul potrivit despre acest lucru. Numai bine!